Am fost percheziții la direcția autorizației în construcție. Despre ce este vorba? Ce cunoașteți? Deci, la momentul actual, încă nu cunosc toate detaliile. La aproximativ 8:20, domnul Culescu mi-a comunicat că în cadrul unui dosar penal este inițiată o percheziție la direcția autorizării și disciplină în construcție. Dacă să fac o concluzie după genul de activitate a acestei direcții, deci ei sunt responsabili de perfectarea și eliberarea autorizațiilor de construire, ar putea fi pe domeniul acesta ceva. Și al doilea, unde este poate mai mult, este recepția finală a construcțiilor. De fapt, șeful Direcției Autorizării și Plină în Construcții îndeplinește și funcția de vicepreședinte a Comisiei de Recepție Finală. Adică aceste două domenii ar putea fi vizate ținând cont de activitatea direcției. Altceva o să ne documentăm și o să vă comunicăm, pentru că n-am vorbit nici cu un anchetator, nici cu șeful anchetei, deoarece am avut ședința operativă a serviciilor mele, după ce ați văzut doi consilieri municipali au avut careva întrebări, dar o să mă documentez și o să vă informăm. Ce zic că e corupte de pasiv, nu știu. Admiteți că subalternul dumneavoastră este implicat în astfel de acțiuni? Deci nu pot, cel puțin nu pot infirma acest lucru, nu am nicio probă prin care aș putea eu să demonstrez acest lucru, însă ca să infirm că nu ar fi așa, deci eu cred că ancheta se va descurca, fiindcă cel puțin când se lucrează ultima perioadă văd niște anchete legate de activitatea primăriei, niște anchete destul de profesioniste și cred că se vor face lumină în acest caz. Domnul Rozavu,